sănătate să aibă și să exploreze în continuare necunoscutul și să-i ajute Dumnezeu în această explorare. Bună ziua, vă spun și eu, mă numesc Ștefan Dodit, sunt președinte Fundației Carla Botoșani. Noi organizăm anual un concurs pentru copiii românilor din România, din Pasarea, din regiunea Sud-Nord-Sud, Ucraina. Concursul îl facem pe două secțiuni, creație literară, două secțiuni, proză și poezie, și creație artistică, pictură și grafică. La creație literară, așa cum a spus doamna profesoară, doamna directoră, face la anul ăsta 474 de concurenți. Suntem la cea de-a 22-a ediție, dați seama. Din mult am avut așa prozătoare bună la concurs pe domnul Andreea. Jurul concursului, știți că este format din scriitori. Profesor, mie mi-a avut scriitorul din Masarea de la noastră, este domnul Nicolae Iubișa. Din România, Ceu de Curian, Maria Paciu, te răspătesc, toți membrii unui scriitor din România, scriitori cu experiență, premii naționale și internaționale, deci vă dați seama că valoarea este foarte ridicată. Și dacă Andreea, din ceea ce a scris o la premiu, vă dați seama că este lucrări să vă mai fie o premiu și toată lumea. Noi acordăm pentru o diplomă. Asta este diploma lui Andreea, premiul 3. Suma de 100 de lei. Categorii de vârstă, gimnaziu și liceu. Dar însă, din păcate, sunt